Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. În edițiile, într-una din edițiile precedente, am avut un invitat, un misionar din Ecuador. Spuneam și atunci că Moldova catolică are trimiși misionari la ora actuală în Ecuador, în Kenya și în coasta de Fildeș. Iar înainte de 1948 au fost misionari în Rodezia sau Zambia de astăzi și în China. Astăzi avem onoarea să avem un invitat special, un misionar de 14 ani din Kenya, căruia îi spunem bun venit în emisiune, Părintele Eugen Blaj. Mulțumesc, Părinte Cornel. Așadar, ce înseamnă să fii misionar în Kenya? A fi misionar, în primul rând, este parte din un proiect de colaborare între două dieceze, între doi episcopi, cel care trimite și cel care primește. Misionarul care acceptă voluntar sau simte chemare interioară de a se implica în misiune, agente, cel puțin în cazul meu, pentru că e zona de primă evangelizare, este inclus în acest program de colaborare și pleacă dintr-o echipă, să spun în cazul meu de aici, de la Iași, și se integrează într-o altă echipă, în cazul meu, în dieceza de Marsabit, unde, fără îndoială, nu, era o echipă destul de puternică, un episcop în fruntea acestei echipe, câțiva preoți, misionari, călugări și diecezani și călugări, călugărițe, laici misionari, parte din această echipă unde lucrez de atâta timp. Vom reveni cu siguranță la ceea ce nume faceți, la activitatea dumneavoastră din Kenya. Sunteți de 14 ani acolo, mai înainte ați fost misionar în Mexic. Haideți să oferim câteva date telespectatorilor despre dumneavoastră. Sunteți născut în Gherăiești, ați fost hirotonit preot în 96. Așa, și apoi Gherăiești. Care a fost parcursul? Am lucrat la Răducăneni ca vicar, apoi la Catedrala Sfântului Iosif un an, după care am plecat în Mexic, într-un proiect de colaborare, să spun, cu misionarii Carității, după care m-am integrat în dieceza de Tijuana, Baja California, și după 9 ani, preasfințitul Gheorghel a decis să deschidem un proiect de colaborare în Kenya, o misiune Argentes. Și acolo sunteți de 14 ani în aceeași parohie sau ați fost în mai multe parohii? În perioada de pregătire am stat într-o echipă cu preoți fidei donum italieni, care sunt diecezani, practic, din altă dieceză, din Italia, care lucrau acolo de la sfârșitul anilor 50, după enciclica Fidei Donum a Papei Pius al XII-lea. Și după ce mi-am însușit limba Swahili, engleză știam deja, din California, din Baja California, am decis să merg în nordul țării, să fiu implicat într-o zonă, într-adevăr, de extremă sărăcie, de primă evanghelizare, într-o zonă unde comunitățile creștine sunt foarte puține, foarte mici, unde lumea pentru prima dată aude de Hristos. Noi o să avem pe parcursul emisiunii și imagini din Kenya, din misiunea în care lucrați, și o să avem ocazia să le comentăm aceste imagini. Cum v-a venit ideea de a merge în misiuni? Noi vorbim și se aude că e o chemare specială. Cum se simte chemarea asta pentru unul care apoi să meargă în misiune? Sigur, e trimis, am înțeles, de la dumneavoastră e trimis de episcop, ați fost trimis de preasfințitul Petru Gheorghe, dar de ce tocmai dumneavoastră? Pe lângă aspectul obiectiv, nu? Un proiect de colaborare este aspectul subiectiv. Eu am cerut, tocmai de aceea, nu? Vreau să spun că am ascultat de o dorință interioară care s-a născut probabil ca rod al lecturilor. Mi-am dorit să fiu preot din copilărie, dar misionar, cel puțin în acea perioadă, nu? În timpul comunismului, era mai greu de visat.
însă mi-am dorit să fiu preot. Apoi, ca fruct al lecturilor despre viața misionară în timpul seminarului, mi-am dorit să fiu misionar și în special misionar ad gentes, să fiu, să duc Evanghelia la lume care încă nu a auzit de Iisus Hristos, de credința creștină. Deja avem imagini și imediat vom avea, chiar acum avem de acolo, din Kenya. Ce reprezintă aceste imagini, dacă puteți să ne spuneți? Era o prezentare așa despre Kenya, despre capitală. A fost două, trei poze. Acum din Marsabit, în timpul ploilor, e orașul cel mai dezvoltat din nordul Keniei, este și capitala, cum se spune, al statului sau county, cum îi spune în engleză, pentru că Kenya acum a devenit federativă din anul acesta și are un guvernator și sunt 7 județe în acea zonă. Capitala este la Marsabit, în deșertul Chambi, se poate vedea în imagine. Și tradițional este atribuit tribului Gabra, dar sunt și alte triburi care primesc, să spun cumva așa, ospitalitate prietenească. Sunt mai multe triburi acolo. Fără îndoială, dar tradițional este admis ca și tribul Gabra și misiunea noastră este considerată ca și misiune Gabra, deși biserica nu face discriminare niciodată, nu sunt, primesc aceeași atenție, aceeași caritate, același efort din partea misionarilor pentru a-i ajuta, indiferent de trib, oricine. Sunt crescători de cămile, oi, capre, o altă specie diferită decât a noastră, care poate să reziste la temperaturi înalte, pentru că într-adevăr un deșert e foarte cald, un deșertul Chalbi. Aceasta este parohia, biserica parohială. Biserica unde slujiți. Exact, ei sunt multe, pentru că e mare jurisdicția parohiei noastre. Dar aceasta este cea parohială, centrul. E construită recent? Nu, e construită la sfârșitul anilor 60. Primul misionar a ajuns în 1966 și a ajuns cu materiale pentru a construi un loc unde să poată să trăiască și să ofere lumii un loc pentru cultul divin. Deci vedem deja imagini de la o slujbă, o liturghie. Cum are loc? Cu dansuri, slujba, e ceva special acolo? E liturghia, într-adevăr, liturgia africană este un pic mai înflorată, mai veselă, mai, pentru că nu e o adunare unde trebuie să se discute probleme pentru ca unii să aibă, cum să spun așa, nu? Sentimente de tristețe, de preoccupare. E o adunare în care se celebrează victoria. Deci dansul face parte din este cultura lor? Din fără îndoială. Și ei așa cred că îi aduc laudă lui Dumnezeu. Cultura lor ca semn de victorie. Dansurile nu sunt din motive recreaționale, ci din alte motive. Spre exemplu, nu, dacă au reușit să omoare un dușman, dacă au reușit să omoare un animal feroce care îi deranja mereu mâncându-le animalele lor, ce știu eu, nu? Domestice, era motiv de bucurie. Când se naște în special un băiat, e motiv de bucurie la, ce știu eu, circumcizie sau căsătorie. Sunt motive de bucurie pe care le exprimă prin dansuri, dar nu are o dimensiune recreativă, poate în al doilea rând, dar nici într-un caz primul motiv, nu? Și de aceea misionarii au considerat că este demn să fie cumva împrumutat din cultură și introdus în liturgie pentru a exprima bucuria a victoriei lui Hristos asupra morții, asupra păcatului, asupra răului. Și de aceea liturghiile solemne, celelalte în zile de săptămână, sunt mai simple, nu? Dar aici era chiar intrarea la liturghie? Era vizita episcopului preasfințitului Perca. Atunci s-a organizat, dar în general în fiecare duminica și sărbători, grupurile parohiale se organizează și pregătesc liturgia acele zile cu dansuri, lecturile și participă activ. Pentru a înțelege mai bine locul în care lucrați, vă rog să descrieți un pic situația din Kenya, situația economică, dar și situația religioasă.
Kenya este foarte religioasă, cum sunt toate țările din Africa, au religia lor tradițională, în unele locuri animistă, în alte locuri monoteistă, și creștinismul, practic, și-a găsit ospitalitate în cultura lor, în religia lor, pentru că au multe, multe elemente comune care apoi, fără îndoială, nu? Cu cât a pătruns mai mult în sufletul lor. Animistă, religia tradițională, cum se exprimă? Au cel puțin în tribul Gabra, nu vorbim de altele, pentru că sunt diferite în forma de exprimare a cultului față de Dumnezeu. În cazul tribului Gabra, ei cunosc și sacrificiile de animale, cum sunt în Vechiul Testament, îl numesc Sorio, și trebuie să fie întotdeauna primul născut bărbat, nu? În casă, tatăl, altfel nu se poate face acea celebrare prin care invocă binecuvântarea Domnului, a lui Dumnezeu, nu atât al Domnului, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu ca Domn. Nu au structurile noastre filozofice de a deosebi gradele de realitate, dar Dumnezeu fără îndoială este, nu? Chiar dacă de Domnul e mai greu de vorbit, în sensul în care îl înțelegem noi. Și spun că aceste ceremonii sunt ca și instrumente pentru a invoca binecuvântarea. Stropesc cu sânge animalele, casele, sunt ceremonii unde participă numai bărbații sau copiii, dar de parte bărbătească, nu fetițele, nu femeile, nu? Ele au alte servicii în cazul acesta, pentru că religia, în general, religia tradițională este religia bărbaților, nu a copiilor, a femeilor. În Kenya, care sunt mai mulți? Cei de religie tradițională sau creștinii? Cum sunt împărțiți? Bine, creștinii, acum, dacă spunem creștini, creștinii sunt mai mulți, dar dacă ne gândim că în creștinii sunt atâtea confesiuni, no? Atunci nu putem spune că e biserica catolică, pentru că sunt multe, foarte multe biserici locale. Dar oricum, creștinii sunt majoritari, înțeleg. Da, creștinii sunt majoritari. Apoi sunt musulmani care sunt majoritari pe coasta de est a Keniei, spre Oceanul Indian sau în partea de nord, un pic influențele din Somalia și din Etiopia, care într-adevăr au prezență musulmană majoritară. Și când anume a pătruns creștinismul pentru prima dată aici, în Kenya? În Kenya am celebrat 100 de ani de la creștinism. Mi-ar fi plăcut să pun imagini, pentru că am filmat acea celebrare în Tudo. Prima liturghie s-a celebrat pe 29 iunie, sărbătoarea Sfinților Petru și Paul, adică de preoțilda consolata. A avut precedențe, se spune așa, pentru că atunci nu vorbim de țara Kenya, vorbim de protectoratul, ce știu eu, englez sau... erau alte administrații geografice, dar în Kenya tradițional s-a celebrat 100 de ani de la creștinism în 2002, a venit în 1902 și s-a celebrat prima liturghie misionare della Consolata, este congregație religioasă italiană care apoi s-a extins și... Dar nu în zona în care lucrați acum? Nu, în zona noastră creștinismul este tânăr. În unele sate 2-3 ani, în altele, să spun, cel mai târziu putem merge înapoi până în Maicona, până în 1973. Au început primii misiunea să încreștineze, dar să evangelizeze, au început să evangelizeze de la început, din 1966, de când acolo s-a stabilit primul misionar, Părintele Venturino. Și într-un interviu pe care l-am făcut, el a spus: eu am simțit vocația mea era pentru evangelizare, nu pentru un creștinare. Am venit să împărtășesc valorile mele creștine. Dar care e diferența între evangelizare și creștinare? Evangelizare e cumva o pregătire pentru un creștinare. E a modela omul după valorile creștine, după învățătura lui Hristos. Însă în creștinare presupune darul credinței. E nu toți, poate să fie un om perfect, poate să fie, să spun, un om care să trăiască după valorile creștine, dar care să nu aibă darul credinței în Hristos, să creadă în Sfânta Treime. Când, într-adevăr, nu ca rod al catecumenatului, al învățăturii, dovedesc că au credința creștină, atunci sunt încreștinați, adică sunt botezați și admiși în biserică. Evanghelizare este mult mai amplă, evanghelizare este pentru oricine, cum sunt mulți alți misionari în țările arabe care nu au voie
să predice credința, însă au școli, au servicii de sănătate, au servicii sociale. Pentru acestea sunt admiși, dar nu pentru a predica. E, acesta este procesul de evangelizare, cumva de pregătire pentru darul credinței. Așadar, 100 de ani de creștinism în Kenya, iar în zona în care lucrați dumneavoastră... 40. Și mi-ați spus că sunt localități unde... Noi, unde de abia... De 2-3 ani. Exact. Sunt sate în care s-au sede, dintre nomazi care s-au sedentarizat, sau alte sate unde misionarii nu au pătruns. În cartea părintelui Tablino, despre istoria bisericii în nordul Keniei, între nomazi, îl menționează până și numele nostru, pentru că în 2002-2003, în ziua de Crăciun, spunea el, am botezat 20 de persoane și atunci pe granița între Kenya și Etiopia, în satul Forole, s-a născut o nouă comunitate creștină. E, în acel sat creștinismul are doar 10 ani, încă nu are 10, 9 ani. Da. Cum pătrunde creștinismul într-un sat în care nu e cunoscut Hristos? E, metodologiile sunt diferite decât... sau să spun așa, particulare, nu? Decât în alte părți, la noi este un, ce știu eu, o formă de a evangeliza, de a încreștina, acolo sunt altele. Urmăm metodele tradiționale, specifice locului, ale tribului, deciziile să iau împreună și trebuie, misionarul mai întâi trebuie să fie parte din acea comunitate, să fie parte din echipa, să spun așa, bărbaților de acolo, implicat în decizii, așa cum, spre exemplu, noi mergem, suntem admiși ca parte dintr-o echipă pastorală, nu? Unde spuneam, este episcopul, preoții, câțiva preoți, câțiva călugări, călugărițe, credincioși, laici, nu? E la fel și din celălalt punct de vedere, pe teren, când ești, să spun așa, nu, în activitate, trebuie să fii acceptat de lume. Dar ca să fii acceptat, trebuie să știi o formă particulară de a te apropia de lume, nu? De a părea umil și bucuros dacă într-adevăr te acceptă, dacă te salută și mai târziu, după ce te cunosc, să te admită ca... și o persoană importantă care poate să fie implicată în deciziile comunității, în special în proiecte, pentru că noi suntem acolo mai mult reprezentanți a unei societăți moderne și nu tradiționale. În celelalte tradiționale, problemele lor comunitare, familiare, nu suntem noi implicați, au structurilor lor sociale, nu? Cu judecătorilor tradiționali, cu preoților tradiționali, cu viața lor internă care continuă așa cum a fost. În general sunt deschiși, primitori, cum văd pe dumneavoastră? Depinde cum știi să te apropii de ei, ca și la noi, sunt legi antropologice comune, nu? Este, cum să spun, același crez antropologic, nu este diferit. Dacă nu știi să te apropii cu umilință și cu respect față de lume, nici după 10-20 de ani nu vei fi acceptat, dar dacă știi să te apropii prietenos și să respecti regulile de, cum să spun, nu? De a te integra, de a fi admis, mă refer spre exemplu, nu? Mergi într-o comunitate unde sunt într-adevăr cei mai importanți bătrâni, cum ar fi parlamentul, să spun, tribului sau a clanului. E, acolo nu poți merge cu mâna goală, trebuie să duci un cadou, trebuie să duci tabaco, trebuie să duci zahăr, ceai sau ceva. Și să saluți pe cine trebuie, nu mai să saluți o femeie mai întâi sau un copil. Chiar dacă treci mut pe lângă câteva persoane, trebuie mai întâi să mergi și să strângi de mână pe cel care este într-adevăr capul acelei comunități. Atunci ești admis de toți, nu? Și cum sunt organizate satele sau maneatele, cum se numesc ele? Acum, depinde, este multă varietate. Eu aș vrea să fie clar, nu, în acest interviu, că ceea ce împărtășesc cu telespectatorii și cu tine, principiile sunt valabile numai acolo în misiunea noastră sau cel mult extinse la tribul Gavra și nu la alte triburi, pentru că cu ei lucrăm mai mult, nu? Spun că
Ei sunt nomazi în general, nu? Se mută într-o parte în alta, astea ne prezintă multe dificultăți, să spun, pentru evanghelizare, pentru o continuare. Trebuie să-i urmi, în special când ei nu mai sunt pe teritoriul parohiei noastre, pentru că și acolo ca și aici sunt delimitate cumva parohiile, știm, până la satul acesta este parohia mea, poi satul celălalt aparține altei parohii, nu creăm confuzie, nu? Ei, apoi sunt în zone fără acces, fără drumuri, e dificil să le oferi serviciile pe care de comun acord le-am acceptat, nu? Să le oferim și să le primească, spre exemplu, clinica ambulatorie. Dacă nu sunt drumuri, cum ajungi? Unul probabil trebuie să meargă pe jos câteva ore, să-i anunțe, să-i aștepte, trebuie anunțat în timp. Apoi problema este că timpul nu este chiar atât de exact de măsurat ca aici. Spui că ajungi într-o zi, nu ajungi. Cum să spun, sunt dificultățile pe care le avem acolo, provocările pe care le avem acolo, dar atât timp cât suntem în relații bune, totul se acceptă, se iartă. Dincolo de faptul că le țineți slujbe, vă rugați cu ei, îi catehizați, le vorbiți despre Hristos, partea aceasta socială în ce constă? Mi-ați zis deja clinici, ambulatorii. Nu aș vrea să-i... limbajul acesta, nu? Să-i catechizez, să le fac, să le dau, să le... Nu e cel mai potrivit pentru contextul misionar. Nici aici, de fapt, nu e prea potrivit, nu? Mai degrabă, nu, este văzut, nu, ca activitățile pe care misiunea ca instituție le are cu lumea de acolo și pentru lumea de acolo, nu? Unde creștem împreună, unde prietenește, ne respectăm și ne valorăm împreună, nu? Și să spun, nu, pe lângă activitățile pastorale, misiunea fără îndoială este implicată, în special pentru că guvernul a intrat progresiv și foarte, foarte palid, să spun, nu? Pentru că era periferia țării, într-o zonă unde nu are prea mult interes. Lumea e foarte puțină, următorul sat este la 50 de kilometri, sate mici, lumea încă nu este întru totul, să spun, nu a beneficiat de școli și prin urmare mulți sunt încă analfabeți, nu știu să-și pretindă toate drepturile din partea guvernului. Atunci misiunea, ghiindu-se după legea subsidiarității, oferă serviciile, este implicată. Practic, în zona noastră, toate școlile, și sunt multe, nu sunt construite de misiunile catolice, dispensarele, mare procentaj. Într-un timp era 80-90% din serviciile sănătății oferite de diceza noastră, nu de biserică. Școlile la fel. Acum s-au mai dezvoltat și altele și guvernul au deschis unele dispensare în unele sate. Să spun, procentajul din partea noastră a scăzut. Probabil, dar vreau să spun, nu, avem dispensar în misiune și cât privește jurisdicția dispensarului nostru, este o altă diferență care trebuie făcută. La început, când am luat misiunea din Maicona, jurisdicția dispensarului nostru se extindea pe granițele, să spun, parohiei, însă cum s-au creat noi dispensare, un dispensar al guvernului, atunci a redus jurisdicția dispensarului nostru și nu mai e nevoie să merg în toate filialele cu clinica ambulatorie. De altfel, o parte dintre noi știm, pentru că a fost și acțiunea aceasta, picătura de apă din Maicona, în care mulți au contribuit pentru o grădiniță, pentru construirea unei grădinițe acolo în misiunea în care lucrați dumneavoastră. Câte sate sunt aparțin de parohia dumneavoastră? E greu de spus, pentru că structura, sate sedentare, avem 4 sate sedentare, nu? Însă e greu de spus sate în conceptul nostru de sat, nu? Ei nu mai stau în orice, unde au acolo o clădire din tablă, un chioș din tablă, deja îl numesc town, nu? Însă vorbim de cătune formate, de nomazi, nu? Formate în baza a rudeniei. Pot fi de la 4-5 case la 50-60 de case,
care se grupează când se mută împreună, iau decizii împreună, care din punct de vedere politic sunt total autonome, nu depind, să spun, de alte sate, ci bărbații din acel cătune au toate deciziile. Ne apropiem de finalul emisiunii. Care sunt cele mai mari bucurii pe care le aveți acolo în misiunea din Kenya? Fără îndoială, bucurile cele mai mari pentru, îndrăznesc să extind, nu și la alți misionari, este să vezi comunitățile crescând, dezvoltate, să le vezi că participă din plin la programele misiunii care au ca scop formarea creștină, după valorile creștine ale comunităților, relația bună cu cei din jur, a misiunii ca instituție, nu numai decât a misionarului ca individ. Acestea sunt satisfacțiile cele mai mari. Sunt multe alte proiecte care se fac, dar nu sunt cele care într-adevăr dau baza fericirii, a bucuriei misionarului, cum ar fi construcții de școli, dispensare, servicii. După cel puțin experiența mea, pe care cred că mulți alți misionari mi-o confirmă, este relația bună cu lumea și ajutorul care se dă comunităților, fie ca individ, ca misionar, fie ca și instituție, no? Pentru a crește, a se maturiza după valorile creștine, pentru că valorile tradiționale de multe ori sunt în conflict cu cele creștine. Ceea acolo ce vă sunt de folos limbile engleză și... Engleză și swahili și borana. În Kenya, aproape în toate părțile, se vorbesc trei limbi. Cea maternă, care este limba tribului, în finalul emisiunii, ziceți-ne câteva cuvinte în swahili, limba pe care este o vorbiți limba acolo. Oficială a Keniei, fără îndoială, împreună cu engleza. Habari zeno. Habari zeno, nzuri sana, salama. Ce știu, sunt saluturile, nu? Asante sana, nashukuru, în swahili. Mulțumim frumos, Părinte Eugen Blaj, pentru că ne-ați împărtășit gândurile dumneavoastră din activitatea pe care o desfășurați acolo în misiunea din Kenya, 14 ani. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi. Vă dăm întâlnire luna viitoare, ultima duminică din lună, la aceeași oră. La revedere!